Bun venit la o nouă etalare, dragii mei. Numele meu este Agapia și pentru filmarea aceasta m-am gândit să vorbim despre influența eclipsei de lună și practica lunii pline din 19 noiembrie. Așadar, dacă sunteți curioși să vedeți care ar fi predispozițiile, există trei variante dintre care puteți să alegeți. După intuiția dumneavoastră, bineînțeles, voi folosi și cărți generale pe care le consultăm pentru fiecare dintre variante și avem aici puterea gândului, apoi avem cardurile celor patru legăminte și oracolul fazelor lunare. Da, aceste pachete vor fi consultate în cazul celor trei variante și am... Prima variantă, Tarot Rider White, da, este pachetul galben și veți vedea că va fi poziționat în dreptul, da, ca să știți când anume se schimbă, puteți derula, pentru că varianta 2 va fi pachetul albastru, Good Tarot, chiar arată o lună plină. Și cea de-a treia variantă se referă la trandafirul sacru. Da, pachetul de tarot, să-i spunem vernil gri sau portocaliu, luând aceste culori. Puteți urmări toate variantele pentru a vedea cu care dintre acestea rezonați. Eu am să vă spun în câteva cuvinte că luna plină de obicei este un moment prielnic. Deci 19 noiembrie și cu o zi înainte și după, da, respectiv astăzi și mâine și poi mâine, ar fi un moment benefic să eliberați o energie de care nu aveți nevoie. Puteți elibera anumite temeri, puteți elibera anumite supărări, deci tot agitație sau angoase, tot ceea ce vă deranjează. Și bineînțeles, acest moment, kilograme în plus, gândindu-mă la mine, mi-au venit repede. Dar n-aș fi zis că renunț la zahăr, știți? N-aș fi zis că renunț la... că mă eliberez de dependența de zahăr. Nu, aș vrea numai kilograme. Iertați-mă pentru această glumă. Aș vrea numai să mă eliberez de kilograme, dar menținând dependența de dulciuri. Revenind acum, eclipsa care se petrece pe 19 noiembrie, am citit că este unică în acest secol și planetele, adică Pământul, care este în mijloc, interpus între Soare și Lună, da, practic de asta se și produce eclipsa de Lună, pentru că Soarele intervine între Pământul intervine între Soare și Lună și atunci Luna nu mai este luminată de Soare, dar ele nu sunt perfect aliniate, știți acestea, deci Luna, Pământul, respectiv Soarele, nu sunt chiar perfect aliniate, însă este și o eclipsă destul de lungă, așa au spus cercetătorii și, cum spuneam, unică într-o sută de ani, unică în ultima sută de ani. Voi aprinde o lumânare, cum procedez de obicei, dragii mei, am și chibritul și bineînțeles că dorința pe care vă invit să o puneți ar fi legată de o eliberare, adică fiind aproape de luna nouă, luna plină, da, de eliberări, să nu vă puneți o dorință de împlinire a unui obiectiv, ca acesta de obicei se pune în momentul în care este luna nouă și luna începe să crească. Ei bine, acum, dorința dumneavoastră să fie ca o eliberare, adică doriți să vă eliberați de și spuneți dumneavoastră, poate fi o relație toxică, poate să fie o dezamăgire, o boală, o sărăcie în general, financiară. Rămâne ca să decideți dumneavoastră, da? Și bineînțeles, după ce vă puneți această dorință, practic să aveți o recunoștință pentru tot ceea ce se întâmplă bun în viața dumneavoastră. Întotdeauna găsim și motive care să ne aducă împlinire și mulțumire.
în viață, da? Dragii mei, voi începe așadar etalarea cu aceia dintre dumneavoastră care și-au ales pachetul galben, da? Revenind, deci avem pachetul galben, pe urmă pachetul albastru și pachetul vernil cu portocaliu, ca să fiu așa mai clară. Bun, dragii mei, pentru dumneavoastră, haideți să începem să vedem, din perspectiva cărților Oracol și de Tarot, ce ar fi poate mai util să eliberați sau de ce anume să țineți cont în aceste zile în care probabil că vom fi mai agitați, mai dezorientați, mai confuzi și ne dorim o mai mare claritate, da? Să vedem care ar fi cartea, dacă dorește ea să se evidențieze din pachet, sau care va fi cartea pe care o voi alege eu. Dragii mei, mă opresc din amestecat atunci când simt, da, îmi spune intuiția să mă opresc. Practic, ar fi bine să fiți dumneavoastră însăți sau însuți în preajma celorlalți. Puteți să vă eliberați de o timiditate, puteți să vă eliberați de anumite complexe pe care le aveți. Ați putea de asemenea să eliberați o anumită dorință, este impropriu spus fățărnicie, pentru că dumneavoastră nu o faceți într-un mod conștient, poate o faceți într-un mod inconștient de a vă ascunde. Practic vă eliberați de această dorință de a vă ascunde cu adevărat gândurile, știi, și din teama de a fi judecați, da, să, practic vă eliberați de această temere de a fi judecați. Și spune așa această carte: cea mai teribilă presupunere pe care o fac oamenii este că ceilalți percep viața la fel ca ei. Noi credem că ceilalți gândesc la fel ca noi, simt la fel ca noi, evaluează critic lucrurile la fel ca noi și comit abuzuri similare cu ale noastre. Noi ne temem să fim noi înșine în preajma celorlalți, deoarece suntem convinși că aceștia ne vor judeca, ne vor victimiza, ne vor abuza și ne vor condamna așa cum facem noi înșine. Este foarte bine să vă eliberați de autocritică, să vă eliberați de auto-învinovățire, să fiți buni și blânzi cu dumneavoastră și atunci nu veți mai fi atât de severi cu propria persoană. Bun! Este un... Da, mi se pare frumos, da, este o etalare cu care eu însă mi rezonez, deși nu am ales această variantă. Să vedem și puterea gândului, Louis Hay. Tot așa voi încerca să văd. Sunt foarte multe, foarte multe mesaje, dragii mei. Sunt foarte multe. Mă gândeam la un mesaj, două, trei. Da, exact cum a sărit acest gând. Când au văzut pachetul că trebuie să se restrângă, iată că a găsit așa. Prosper oriunde mă duc. Este important să vă eliberați de acest gând de neputință, să vă eliberați de o anumită sărăcie dacă aveți anumite probleme financiare, să vă eliberați de dificultăți financiare. Este un moment potrivit pentru ca să lăsați loc să deveniți prosperi. Cartea spune așa: acum văd pretutindeni oportunități pentru abundență, sunt binecuvântat, binecuvântată și prosper, prosperă. Este foarte frumoasă această credință, numai că înainte de aceasta trebuie să vă eliberați de o neputință. Este ca și cum aveți o credință limitativă, așa este termenul psihologic, ca și cum vă limitați de a nu prospera. Inconștient vorbind, trebuie să știți că meritați să fiți prosperi și dumneavoastră să vă eliberați de această neputință de a accepta prosperitatea. Și când va fi lună nouă, atunci când ne punem dorințe, ni le punem pentru prosperitate. Acum ne eliberăm de teama de a fi prosperi, ne eliberăm de dificultăți financiare.
Foarte frumos, o să las cardul, că s-ar putea să se lege cu etalarea pe care o fac cu mare plăcere pentru dumneavoastră. Dacă vă place, vă invit să vă abonați, să oferiți un like și să comentați dacă rezonați. Dragii mei, haideți să vedem din partea lunii ce, iată, cum a sărit mesajul, deci este dedicat. Iată, este timpul să vă eliberați de negativitate. Dragii mei, probabil că aveți aceste gânduri negative, adică gânduri prăpăstioase, de îngrijorare, ca și cum dumneavoastră nu puteți, dumneavoastră nu aveți cum să reușiți, dar trebuie să le înlocuiți cu câte un gând pozitiv, da? Fiecare gând negativ să fie urmat de un gând pozitiv, pe care vi-l construiți în mintea dumneavoastră și chiar îl repetați de 4-5 ori, ideal ar fi de 6 ori, pentru că avem cu 60%, da, 60% din gândurile noastre sunt negative și doar 40 pozitive, deci măcar de 6 ori să repetați acea convingere pozitivă care să amelioreze gândul negativ. Practic, eliberându-vă de negativitate, veți permite gândurilor pozitive și gândurilor optimiste să-și facă loc către dumneavoastră. Bun, dacă am aflat aceste gânduri generale, am să extrag și am să fac efectiv o cruce celtică, da, mică, legată de subiectul pe care cărțile doresc să-l prezinte. Da, este o etalare efectiv în cruce și iată, prima carte vorbește despre un nou de bâte. Ce pot să vă spun ar fi că sunteți obosiți, puteți să vă eliberați de oboseală, puteți să vă eliberați de poveri, puteți să vă eliberați de anumite supărări. Da? Probabil că munciți foarte, foarte mult și nu vedeți roadele sau faceți eforturi și celelalte persoane poate nu apreciază. Iată următoarele cărți, da? Cartea legată de ceea ce știți este o inimă rănită. Puteți să vă eliberați de durerea din inima dumneavoastră, să vă eliberați de o trădare pe care efectiv ați simțit-o. Practic să lăsați, da, acea durere să iasă din dumneavoastră ca să poată să intre bucuria. Bucuria lucrurilor mărunte, bucuria prezentului și a lucrurilor bune din prezent și speranța în viitor. Da? Ceea ce nu știți, dragii mei, nu știți că vine soarele. Vedeți ce frumos se leagă aceste cărți. Din clipa în care vă hotărâți să vă eliberați de durere, de trădări, să vă eliberați de acele supărări, din acel moment soarele apare de după nori, așa se spune. Și ceea ce nu știți este că veți avea această schimbare în viața dumneavoastră, din momentul în care vă schimbați modul de a gândi, din clipa în care veți fi mai optimiști, veți reuși să ajungeți să vedeți lumea cu alți ochi, poate lumea mai prietenoasă, să preluați doar partea pozitivă și optimistă din fiecare situație. Să vedem în trecutul recent, da, și de viitor. Două cărți mai avem nevoie, care una vorbește, da, o carte vorbește de trecut și cealaltă vorbește de viitor. Am uitat, dragii mei, să poziționez pachetul, așa cum am spus, ca să știți și dumneavoastră dacă veți derula. Bun, în trecut v-ați bucurat de o independență financiară și de o stabilitate. Și, de asemenea, probabil că vă bucurați de această mulțumire, de faptul că ați reușit în viață. Și poate că simțiți lipsa unei persoane alături de care să trăiți. De asemenea, ați, da, și poate vă eliberați de singurătate, poate vă eliberați de oamenii nepotriviți
Puteți să vă eliberați de o relație toxică, dragii mei. Deci, să vedem ce spune cartea despre viitor. Da? Pentru că, iată, cartea dinspre viitor este 2 de bâte și spune în felul următor că din clipa în care veți elibera ceea ce nu aveți nevoie, ceea ce vă este deprisos, din momentul acela veți reuși să ieșiți dintr-o stare de așteptare. Vedeți această persoană cum așteaptă niște vești și acestea nu vin. Și atunci s-ar putea ca veștile pe care le așteptați, din momentul în care vă eliberați de anumite gânduri negative, da, să vină. Este ca și cum ați fi în așteptarea unor gânduri negative. Dar dacă eliberați negativitatea, așteptarea aceasta să fie pentru gânduri pozitive. Mintea dumneavoastră, practic, să fie construită de dumneavoastră înșivă pe scenarii pozitive. Dacă, de exemplu, este un necaz, să aveți credința că este un necaz temporar, să vă eliberați de convingerea că un necaz ar putea să fie permanent, pentru că nimic nu este permanent, nici măcar necazurile. Deci fiecare dificultate, fiecare moment greu din viața noastră este unul temporar, iar noi, focusați pe optimism și pe pozitivitate, vom alege și vom atrage lucruri pozitive. Este dificil, nu este un proces ușor, dar merită efortul, merită să faceți efortul de a vă aștepta la lucruri bune, de a vă aștepta la vești care să vă bucure, la surprize frumoase. Atunci când vă sună cineva sau vă caută, primul gând ar fi, Doamne, ce s-a întâmplat? Nu, să spuneți, wow, urmează să-mi dea o veste bună. Deci să încercați să faceți acest exercițiu. Dragii mei, sper că ați rezonat și v-am spus, puteți urmări și cea de-a doua variantă, care sper să fie la fel de frumoasă. Cum am simțit-o pe aceasta? Într-un fel, nici nu știu dacă ar fi trebuit să-mi aleg și eu la început, dar de obicei eu mă uit la alte etalări și sunt multe persoane la care mă uit pe canal și pentru mine. Și atunci dumneavoastră vă uitați la mine și tot așa, știți, ne ajutăm unii pe ceilalți cu predispozițiile. Să mergem acum la cea de-a doua variantă a celor care și-au ales Good Tarot. Good Tarot este, după cum vedem, are și o lună plină pe acest pachet. Deci este etalarea numărul 2 și poate că ați ales-o dumneavoastră sau tot așa sunteți curioși de ceea ce vă va spune. Bun, haideți să vedem care sunt mesajele generale. De exemplu, cele 4 legăminte, la ce se referă? Ce ar crede că ar trebui să eliberați? Cartea spune așa, tot ce-ți dă în puteri se schimbă tot timpul. Practic, puteți să renunțați la o rigiditate, puteți să renunțați la un pesimism care vă blochează să credeți că lucrurile nu se schimbă și ar putea rămâne într-o variantă negativă. Haideți să vedem și mesajul, ca să putem să-l interpretăm. A face tot ce-ți stă în puteri depinde de prospețimea cu care te trezești dimineața și de oboseala pe care o simți seara, de fericirea pe care o simți, starea opusă supărării, și de sănătatea de care te bucuri, starea opusă bolii. Indiferent de circumstanțe, fă tot ce-ți stă în puteri și vei evita astfel autocritica, abuzarea de sine și regretele. Probabil că veți elibera anumite regrete pe care le aveți, vă veți elibera de boală, vă veți elibera de supărare. Cartea aceasta chiar vorbește foarte frumos. Este ca și cum noi nu putem să fim în același timp nefericiți sau fericiți. Este o chestiune de alegere și atunci când noi alegem să fim fericiți,
În momentul acela și lucrurile în jurul nostru se schimbă și evenimentele, până la urmă, își vor găsi, da, o schimbare. În al doilea rând, să vedem și pachetul puterea gândului, da? Ce mesaj găsim din partea acestui pachet, dacă se va evidenția, dacă nu, îl voi extrage eu când simt că trebuie să mă opresc din amestecarea acestor carduri. Iată cum a sărit, dragii mei. Vindecarea mea este în plină desfășurare. Probabil că vă eliberați de boală, vă eliberați de o neplăcere, vă eliberați de o relație toxică, vă eliberați de anumite supărări pe care le-ați avut. Ca să vă puteți vindeca, practic trebuie să scoateți acea durere din sufletul dumneavoastră, să iertați persoanele respective, să vă iertați pe dumneavoastră înșivă și în momentul acela să lăsați locul, da, pentru că dacă pleacă durerea, să poată să vină starea de bine și de liniște sufletească. Mesajul cărții spune așa: intenția mea de a ierta declanșează procesul meu de vindecare. Dau voie iubirii din inima mea să mă inunde, curățându-mi și vindecându-mi fiecare parte a corpului. Știu că merit să fiu vindecat, vindecată. Vedeți, dragii mei, vorbește această carte despre iertarea celorlalți, despre iertarea față de propria persoană. Puteți să vă eliberați de o neiertare, poate că nu ați avut această putere, este nevoie de putere să iertăm pe cineva care ne-a făcut să suferim. Și atunci vă eliberați de această slăbiciune, vă eliberați de această neputință de a ierta, pentru că în felul acesta puteți să mergeți mai departe. Bun, și să vedem în al treilea rând cărțile fazelor lunare, da, pachetul acesta, ce mesaj are pentru dumneavoastră. Sunt foarte multe, dragii mei, sunt foarte multe, 2-3 mesaje, deși numai unul ar trebui, însă cred că sunteți foarte agitați. Poate puteți să vă eliberați de această agitație și să nu luați decizii importante în următoarele 2-3 zile, practic să nu vă lăsați influențați de, să spun, de o neliniște sau de o angoasă sau poate o tristețe, în general, când decideți ceva, să fiți liniștiți sufletește, să cumpăniți bine, să nu fie ceva impulsiv sau spontan. Că atunci când nu suntem împăcați cu noi înșine, avem această tendință de a judeca și de a decide sub impulsivitate. Iată că am refuzat acele 5 cărți, dragii mei, mi-a fost teamă să nu ne confuzeze și acum pachetul își găsește cu greu mesajul, însă ar fi fost, cum să spun, când sunt mai mult de 3 cărți, intervine și așa e o perioadă în care avem o mie de gânduri și de liniști, poate. Și atunci am să extrag eu această carte, deși parcă aș mai avea puțină răbdare. Uitați, am să desfac pachetul de cărți, da? Pentru că până acum toate cărțile au ieșit, da? Au ieșit toate cărțile și atunci am zis să folosesc acest moment de întrerupere, da? Punem și pachetul așa ca să puteți să știți dumneavoastră că am trecut la varianta 2 și avem răbdare să fie o carte, maxim 2-3, nu mai mult. Văd că aceasta s-a evidențiat, dar nu a căzut. Deci, pentru cei care au ales talara cu numărul 2, și pachetul albastru, iată, a binevoit și cartea să iasă.
Spune așa, să nu lăsați mândria să devină un obstacol în calea dumneavoastră. Da, ideea este că nu trebuie să vă eliberați de mândrie, pentru că această mândrie până la urmă face parte dintr-o stimă de sine. De asta pachetul a stat în cumpănă și noi nu trebuie să preluăm, ar fi indicat să nu preluăm motamo. Nu trebuie să ne eliberăm de o mândrie, pentru că aceasta ne ajută, în primul rând, să știm cine suntem, să putem să avem iubire de sine, să putem să le cerem celorlalți și să le limităm celorlalți acțiunile care ne-ar dăuna. Și atunci să spunem în felul următor, că vedem și o lună plină aici și am putea să ne eliberăm în cazul acesta de acea mândrie exacerbată, adică să precizăm faptul că uneori când știm că am greșit, întotdeauna este bine să facem primul pas spre împăcări, să înțelegem pe ceilalți, să recunoaștem faptul că poate am greșit, da? Și atunci aș putea să vă spun că probabil veți elibera o anumită încăpățânare care nu este benefică, da? Că vă eliberați de acel ego dăunător. Și specificând lucrul acesta, se face o diferențiere între ego-ul care este foarte util nouă, ne este util, și ceea ce ne-ar putea duce, da, la acel moment între a avea dreptate în relație sau a de a avea liniște, știți? Și pentru dumneavoastră voi extrage și acele 5 cărți, dragii mei, ca să alcătuim crucea celtică mică, da, cea din 5 cărți. Și tot așa, să vedem dacă binevoiesc aceste cărți să iasă singure. Dacă nu, le vom extrage noi, bineînțeles. Și vedem o oarecare nehotărâre din partea lor. Da, simt nevoia să le mai amestec puțin, da, și bine am făcut. Iată, 6 de pământ. 6 de pământ este o carte care vorbește despre primirea a ceea ce meritați. Ați investit, ați împrumutat cuiva ceva și iată că vi se înapoiază. Vă eliberați de un blocaj, poate financiar, vă eliberați de această, să spun, ar putea să mai existe ideea că 6 de pământ sau 6 de monede să reprezinte o nevoie a dumneavoastră de a fi filantropi, chiar și în momentele în care vă dați și cămașa de pe dumneavoastră. Și că ar trebui să vă eliberați de această filantropie care uneori vă pune pe dumneavoastră într-o dificultate. Este ca și cum nu ați avea liniște și sunteți foarte altruiști și pentru a nu-i vedea pe ceilalți că suferă, preferați să suferiți dumneavoastră. De aceea eu cred că iubirea de sine este foarte importantă și v-am spus, mai degrabă să vă eliberați de un impas financiar, dar nu e bine nici să vă eliberați de altruism. Acesta este bun, dar doar în situația în care, în primul rând, nevoile dumneavoastră sunt satisfăcute și, în primul rând, când dumneavoastră sunteți bine. Deci ideea este să oferiți din surplusul pe care îl aveți și nu din ceea ce puteți și aveți dumneavoastră nevoie. E foarte important lucrul acesta. Probabil că, v-am spus, vă eliberați de blocaj financiar. Așa cred că a spus cartea. Dacă intuiția dumneavoastră încearcă să interpreteze și în alte feluri, într-adevăr sunt importante. Voi prela doar aceste cărți, pentru că celelalte au rămas întoarse, deci nu au un mesaj. Și prima carte este ceea ce știți. Știți faptul că sunteți niște oameni inimoși, da? Regele de foc este o persoană entuziastă, inimoasă, care pune suflet.
spontană, plină de energie. Încercați să fiți precum un soare pentru ceilalți. Încercați să faceți ca lucrurile să meargă. Sunteți ca niște lideri. Încercați să faceți lucrurile foarte bine. Dar, cum spuneam, câteodată vă dați și cămașa de pe dumneavoastră și unii oameni nu apreciază. Iar dumneavoastră intrați într-o suferință benevol și ar trebui în primul rând să vă apărați interesele dumneavoastră, să aveți o iubire de sine fără un spirit de sacrificiu. Da, puteți să spuneți asta, că vă eliberați de sacrificiu, dragii mei, pentru că nu puteți să-i ajutați pe ceilalți la infinit dacă vă sacrificați. Trebuie să aveți grijă de dumneavoastră. Ceea ce nu știți este această lună plină. Iată, dragii mei, din nou este un, așa cum soarele a fost la prima variantă, voi aveți luna plină, deci tot așa o însemnătate importantă și ceea ce nu știți este că această lună plină chiar are puterea de a vă elibera, nu pentru că ar fi ceva magic sau ar fi ceva, cum să vă spun, ieșit din comun sau super supranatural sau paranormal. Nu, este acest moment, este hotărârea și conștientă a dumneavoastră. În momentul în care vă spuneți și creierul dumneavoastră primește acest mesaj că vă eliberați de ceea ce nu vă mai folosește, de sacrificiu, da, de o putere de sacrificiu, că vă eliberați de un blocaj financiar, în momentul acela creierul știe și când aveți prima tendință de a face din nou acel lucru, să vă păstrați cămașa pe dumneavoastră și să spuneți: stai, nu pot să-mi dau cămașa de pe mine pentru că mie îmi va fi frig și eu n-am să mai pot să-i mai ajut pe ceilalți. Deci îi ajut fără să mă pun pe mine în pericol. Da? Este foarte, foarte frumos mesajul. Deci puterea gândului dumneavoastră poate să schimbe lucrurile. Iată cum ne vorbesc cărțile. A ieșit și cartea legată de trecutul apropiat, care este Doi de cupe. Poate că vorbim și de o relație sentimentală sau o colaborare foarte bună, pentru că vedem aici suflete pereche, se întâlnesc fie relațional, emoțional, fie profesional, fie într-o prietenie deosebită sau ca membrii de familie, pot fi frați. Văd situația aceasta, o uniune pe care poate ați lăsat-o în urmă cu regret și poate ați crezut că sunteți, că formați o pereche de despărțit și lucrul acesta îl lăsați în urmă, știți? Ori regretul că nu există în viața dumneavoastră o astfel de situație, da? Haideți să vedem ce aduce viitorul și pentru dumneavoastră. Iată cum, ce frumos se întorc cărțile. 10 de monede vorbește despre o stabilitate și o siguranță financiară, despre o familie, despre un grup de prieteni, despre un cuplu, da? Și familie cu copii care nu duc lipsă de nimic. În momentul în care puteți să faceți aceste eliberări, probabil că lucrurile chiar se vor schimba în viața dumneavoastră și eu m-aș bucura foarte mult. Vă mulțumesc pentru atenție. Dacă v-a plăcut, vă rog să vă abonați, să oferiți un like și, bineînțeles, să comentați dacă rezonați. Și eu voi trece la cea de-a treia variantă, dragii mei, varianta care vorbește despre pachetul acesta greu de descris. Este un vernil, da, e un verde deschis, dar puteam să-i spun verde, însă este verde deschis, mai are și portocaliu, da. Acest al treilea pachet, dragii mei, o să fie folosit pentru cei care au ales etalarea cu numărul 3 și o să poziționez, sper să stea acest pachet, dacă nu uitați, îl las așa, începând cu cele patru legăminte. Să vedem pentru dumneavoastră
care ar fi, iată că vroia această carte albastră să iasă, dar s-a răzgândit. Poate sunt mesaje mai multe și iată, cred că tot această carte cu albastru, da? Foarte frumos, îmi place că pachetele au înțeles că avem nevoie de mesaje. Renunță la nevoia de a avea dreptate. Foarte interesant. Poate că este util să renunțați la această nevoie de a avea dreptate. Adică să vă eliberați de nevoia de a avea dreptate. Și spune așa cartea, atunci când crezi într-o idee, tu pornești de la premisa că ai dreptate și uneori ești în stare să distrugi anumite relații numai pentru a-ți apăra poziția. Renunță la nevoia de a-ți apăra propria poziție. Așa este, uneori în relații, în prietenii, parcă trebuie să alegem între a avea dreptate și între a avea liniște și armonie în familia noastră, da? Sau în prietenia, în relația noastră. Bun, haideți să vedem al doilea mesaj. Haideți să-l lăsăm aici, da? Să-l avem în fața ochilor, că poate se leagă de restul, această carte s-a întors, poate se leagă de restul etalării. Și avem așa, viața mă susține. Poate că vă eliberați de o neîncredere, pentru că ați ajuns într-o stare de neputință. Poate vă eliberați de neputință. Este foarte interesantă cartea și este un imbold, da, să lăsați locul speranței, dar trebuie să vă eliberați de o deznădejde, da? Viața v-a creat pentru a fi împliniți. Aveți încredere în viață, iar viața vă va fi aproape la fiecare cotitură. Practic să vă eliberați de nesiguranță, da? Pentru că aici, așa spune cartea, că sunteți în siguranță. Și pentru că este lună plină, noi trebuie să eliberăm ce nu mai avem nevoie, da? Nesiguranță, neputință, neîncredere, să vă eliberați de acestea, pentru că veți vedea din momentul acela cum în locul lor vor apărea încrederea, speranța și chiar putința, da? Curajul măcar de a încerca. Să vă eliberați de temerea de a greși, da? Să vedem fazele lunare. Pe care dintre cărți ni le va scoate în prim plan, care este mesajul din partea fazelor lunare. Poate trebuie să procedăm ca la varianta 2 și să vorbim și despre celelalte cărți. Eu sper totuși să avem un mesaj, două, maxim 3, să nu cadă prea multe cărți. Mi-ar plăcea, da, să avem acest mesaj, da. Iată, parcă o parte dintre dumneavoastră ați urmărit și varianta 2, pentru că avem aici mesajul nu lăsa mândria să devină un obstacol în calea ta. Și atunci spuneam faptul că acea carte a ieșit cu greutate, așa cum s-a întâmplat și aici, am așteptat ceva timp. Și de ce spun că nu ar trebui să vă eliberați de mândrie? Pentru că mândria, atunci când e dozată, atunci când este echilibrată, vă asigură o iubire de sine, vă asigură o poziție în care puteți să puneți limite, care să nu fie încălcate de cei dragi. Mândria este, dacă, cum să spun, este echilibrat, atunci nu are cum să vă dăuneze, însă practic trebuie să eliberați acea mândrie exacerbată, să eliberați acea încăpățânare, poate, de a nu recunoaște că ați avut, că ați făcut o eroare sau că, știți, e mândria aceea care vă împiedică să nu faceți primul pas, deși poate că dumneavoastră ați greșit. Deci avem nevoie să eliberăm un ego care este dăunător. Deci partea aceea de ego puternic. Rămâne practic să vedem, nu, să nu-i spunem super ego, dragii mei,
pentru că am învățat în psihologie că super-ego-ul este format din tocmai din educația noastră de a respecta niște valori morale și chiar am să vă spun la un moment dat, da, că noi, sinele nostru este format din idei, eu, da, eu sunt, care percepe toate instinctele noastre, dar ne ajută practic să supraviețuim. Apoi avem ego-ul care intervine cu ceea ce ne dorim noi și super-ego-ul este acea parte în care ținem cont și de ceilalți. Asta este interesant, că viața noastră este o luptă tot timpul între ego și super-ego, că trebuie să ținem cont de valori, de societatea în care trăim și de asta nu am spus că trebuie să eliberați super-ego, ci pur și simplu să eliberați acel ego exacerbat, acea mândrie care dăunează relațiilor. Și voi trece și la crucea celtică, voi folosi și cărțile de tarot pentru a vedea situația pe care cărțile doresc să ne-o evidențieze și vom vedea dacă pachetul ne oferă aceste cărți sau vom ajunge noi să le extragem. Cred că ni le-a oferit și, da, pentru că sunt 6, nu 5, am să le păstrez. Dacă ar fi fost mai multe, deci ultima carte va fi de clarificare. Situația pe care cărțile doresc să o specifice, iată, este chiar cartea lunii, pentru că această etalare se referă la lună și cartea lunii au avut-o și cei de la numărul 2, deci a doua carte care seamănă, da, și aceasta cu mândria și aceasta cu lună. Situația ține de o confuzie pe care este posibil să o aveți, o luptă interioară, o neclaritate, o nehotărâre. Lăsați pur și simplu nehotărârea, da, eliberați nehotărârea, eliberați confuzia din mintea dumneavoastră. Este foarte util să vă eliberați de aceste două aspecte dăunătoare, da. Ce anume știți legat de situație? Este situația legată de niște îndrăgostiți. Poate că este o alegere bazată pe moralitate, fie în relația dumneavoastră treceți peste niște necazuri și ar fi bine să pur și simplu să vă eliberați de necazurile din dragoste, eliberați tot ceea ce, da, repetați, da, spunând mă eliberez de necazurile din dragoste, sau poate că este o relație trio. Să vă gândiți și la acest lucru, pentru că eu aici, da, văd un bărbat și două femei, este o relație trio, deci trebuie să faceți o alegere bazată pe moralitate și lucrul acesta îl știți, poate vă eliberați de o relație toxică, da, vă eliberați de ceva care vă este dăunător. Bun, ceea ce nu știți, dragii mei, nu știți de turn. Turnul ce spune? Că fie că doriți, fie că nu, în momentul în care nu se eliberează ceea ce este dăunător în viața noastră, destinul face în așa fel încât să intervină cu această posibilitate, da? Destinul vă ajută să reconstruiți, vă ajută, vă oferă niște posibilități de a reclădi ceva care poate se dărâmă pentru că nu a fost suficient de rezistent. Așadar, puteți să vă eliberați de o distrugere, puteți să vă eliberați de ceva neplăcut. Bun. Să vedem următorul pas, care ține de trecutul recent, 5 de bâte. Trecutul recent vorbește despre o competiție, vorbește despre lupte cu ceilalți, faptul că uneori simțiți că vi se pun bețe în roate, atât în relație de către persoana cealaltă, dar și din exterior, fie că sunt prieteni comuni, fie că
Sunt oameni chiar din familie care nu văd un lucru bun. Sau sunt certuri, dar în trecutul recent au existat niște discuții care v-au deranjat și v-au făcut să fiți așa mai nehotărâți. Puteți să vă eliberați de o nehotărâre. Bun, iar viitorul, împărăteasa, viitorul chiar se anunță bine. Dacă sunteți doamne, veți reuși să vă recăpătați o autoritate, o putere, o fertilitate, veți împărtăși, da, poate o dragoste care este, cum să spun, necondiționată, veți găsi un loc, locul dumneavoastră, veți fi precum o împărăteasă. Iar dacă sunteți domni, viitorul vorbește despre o persoană care poate să apară în viața dumneavoastră precum o împărăteasă sau legată de o persoană care poate să devină mama copiilor dumneavoastră. Deci împărăteasa este acea figură care este importantă pentru că ea, în afară de faptul că are și autoritate, că are și fertilitate și putere și bogăție și frumusețe, da, este cea care vă face să fiți împărați, să vă simțiți precum împărații. Da, probabil că trebuie să vă eliberați de o relație toxică. Posibil, posibil și acest lucru. Și iată ce spune clarificarea, 6 de cupe. Clarificarea vorbește despre o revenire a cuiva din trecut. Vorbește despre o situație pe care ați întâlnit-o în trecut, despre faptul că puteți să întâlniți pe cineva dintr-o viață anterioară. Adică pare la e o persoană necunoscută, da? Dar deși abia v-ați cunoscut, aveți impresia că vă știți de foarte multă vreme. Poate să fie și o împăcare cu cineva din trecut. Pentru că văd această nostalgie. Poate vă eliberați de o nostalgie a trecutului ca să vă puteți bucura de prezent și de viitor. Și este foarte bine să lăsați trecutul în urmă pentru că în felul acesta puteți să construiți prezentul, da, și să vă gândiți și la un viitor cu mai puțină anxietate, cu mai puțină temere, cu mai puține temeri. Da? Dragii mei, vă mulțumesc foarte mult! Din nou, repet, faptul că probabil veți simți puțină agitație, veți fi, poate veți dormi mai prost, dar nu sunt alte efecte exagerate pe care probabil că ați putea să le citiți, nu. Probabil că deciziile importante, ca întotdeauna, este bine să le luați în cunoștință de cauză și când sunteți perfect hotărâți și liniștiți sufletește, nu vă veți asculta impulsivitatea și atunci contează foarte mult. În momentul în care cineva, să spun, ne enervează sau cineva ne supără, ne rănește, să avem o secundă, două, trei de liniște înainte de a acționa. Acest lucru face totul în viața noastră, de a ști să ne conținem în acele prime secunde ca să avem timp să reacționăm. Da, sperăm să nu fie o situație de viață sau de moarte, Doamne ferește, iertați-mă că glumesc în felul acesta, dar vorbesc de acele momente în care suntem într-o situație neplăcută și să nu acționăm decât după ce am raționalizat puțin sau raționat puțin situația și ne-am ajustat puțin și tonul și modalitatea de a ne elibera până la urmă de durerea pe care probabil ceilalți ne-au oferit-o. Vă mulțumesc tare mult! Dacă v-a plăcut, vă rog să vă abonați și să oferiți un like, să comentați și vă aștept cu drag și la alte filmări. Toate cele bune! Vă îmbrățișez, să fiți sănătoși, să eliberați toate lucrurile de care n-aveți nevoie și nu uitați că în fiecare lună
există lună plină de eliberare și că ar fi important să alegeți un singur aspect pe lună pentru ca această energie de eliberare să o puneți pe un singur obiectiv și după aceea să lăsați, da, să, în fiecare lună să alegeți un singur obiectiv, să vă eliberați de partea aceea neplăcută și să vedeți ușor, ușor cum vă eliberați de toate, să puneți așa o ordine pe o listă de ce ați vrea să eliberați și care ar fi cel mai important lucru de eliberat în această zi de 19 noiembrie sau 18 sau 20. Unele persoane consideră că pot fi și 2-3 zile după luna plină care avea efect. Toate cele bune! Vă îmbrățișez! La revedere!